Noi anticipam și discutam cu câteva zile în urmă. Știam că astăzi se va da un sondaj de opinie care îl va avantaja pe Mircea Joană cu 1-2%. Ați văzut că lucrurile s-au adeverit. Știm că rezultatul exit poll-ului este pentru ora 19. Așa cum a spus și colegul meu primarul Ion Lungu, sperăm că diferența o vor face votanții de la ora 19 la 21 și bineînțeles cei din diasporă care au demonstrat-o și cu alte alegeri au fost pro-Băsescu.